Una dintre cele mai recente investiții finalizate în municipiul Orăștie este reabilitarea, modernizarea, dotarea și amenajarea exterioară a Liceului Tehnologic Nicolaus Olahus. O altă noutate este înființarea în premieră a unei clase de învățământ profesional dual cu calificări în meserii căutate pe piața muncii. Pentru elevii Liceului Tehnologic Nicolaus Olahus din Orăștie, anul școlar 2022-2023 a venit cu o serie de noutăți. Una dintre ele vizează finalizarea proiectului de modernizare, dotare și amenajare exterioară a liceului, proiect al administrației locale pe fonduri europene, în valoare de aproape 6.600.000 de lei. Vechea clădire de patrimoniu, îmbrăcată în haină nouă, a fost dotată cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, dar și cu softuri educaționale. Au fost reabilitate sistemul termic și rețelele de utilități, s-a creat acces pentru persoanele cu dizabilități, scară de incendiu pentru siguranța elevilor, plus un teren de sport multifuncțional în aer liber. Tabla marker, cât și tabla tradițională, în speranța că, având atât vechiul cât și noul, împreună elevii noștri să poată fi capacitați, capturați și motivați la învățare. Și dacă va fi nevoie, se vor aloca fonduri suplimentare pentru achiziționarea suplimentară de aparatură modernă. Dar, așa cum domnul primar spunea, în cazul în care vor fi nevoie de noi materiale, noi ustensile, desigur că împreună, printr-o bună colaborare, vom căuta să creăm cele mai bune condiții elevilor noștri. Suntem liceu chimic cu tradiții, așa cum ați văzut, cum vă apropiați de noi, vedeți elementele chimice acolo. În sufletul nostru am rămas liceu chimic, continuăm să producem calificarea elevi în calificarea de chimie industrială, și este un aspect important al liceului nostru. Softurile calculatoarelor între timp mai suferă modificări, modernizări, însă faptul că Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus din Orăștie ține pasul și asigură elevilor să aibă fiecare elev calculatorul de care are nevoie în timpul acelei ore de informatică este foarte, foarte important. În pas cu cerințele pieței muncii, dar și ca alternativă pentru elevii care vor să se specializeze și în alte domenii, nu doar în chimia industrială, în premieră la Liceul Tehnologic cu profil de chimie s-a înființat o clasă de învățământ profesional dual pentru calificări în meserii solicitate de agenții economici din zonă. Pe învățământ dual am început anul acesta în calificările de sudor, de lăcătuș și de operator la mașini cu comandă numerică. Avem trei parteneri, trei agenți economici din Orăștie care se implică în mod activ și iată-ne primul an de învățământ dual în Orăștie pentru cele trei calificări în acest an școlar. Demers care vrem să continue și sperăm că va fi o continuitate, nu doar un debut. Aveți și persoane care sau autori interesate deja să înscrie în acest tip de învățământ? Deja, în acest moment, funcționează. Avem deja elevi înscriși, avem clasa de dual cu cele trei specializări. Elevii deja sunt la ore, la cursuri în anul școlar 2022-2023 pentru cele trei calificări. Da, avem o clasă. Primarul Ovidiu Bălan este hotărât să modernizeze municipiul pentru ca orăștienii să ducă o viață mai bună, în pas cu vremurile moderne, dar pune accent și valoare și pe importanța istorică și culturală a urbei, în care, în urmă cu 440 de ani, în data de 14 iulie 1582, apărea Palia de la Orăștie, prima traducere românească a celor două cărți de început ale Vechiului Testament, Geneza și Exodul. Iar educația este principalul factor de dezvoltare și emancipare a comunității.